Întâi să vă spun, Hristos a înviat. Auzim adeseori spunându-se, mai ales la cei care sunt de alte învățături creștine, că împăratul Constantin a inventat ortodoxia, el a adus creștinismul. Nu este adevărat, trebuie să înțelegeți că avem o singură biserică, sobornicească și apostolească, un singur Dumnezeu, Făcătorul Cerului și a Pământului, așa cum mărturisim în crezul niceu Constantinopolitan. Iar timp de 300 de ani, biserica a stat sub prigoana păgână a imperiilor care erau la putere. De sorginte cel mai puternic la vremea respectivă, Imperiul Roman. Începând de la Deciu la Maximilian, sau începând de la Nero până la Deciu și Maximilian. De ce spun lucrul acesta? Ca să înțelegeți că am vorbit de o biserică oficială, întemeiată de cei 12 apostoli care au pătimit, o să vedeți luna viitoare când sărbătorim pe Petru și pe Pavel, mor la Ierusalim, unul răstignit cu capul în jos și unul cu capul tăiat, iar unde cade capul lui Pavel apar trei izvoare și crește un smochin ăsta sau un măslin și face roade, iar din capul lui, din gâtul care a fost tăiat, curge lapte în loc să curgă sânge. Simbolul laptelui învățăturii Sfintelor Scripturi, așa spune Scriptura, nu zdrobiți dinții evanghelii cu dinții de lapte. Iar împăratul Constantin, după edictul sau prescriptul, după părerea unora, de la Milan sau Mediolan, dă libertate creștinismului, adică scoate biserica din catacombe, în urma acelui semn minunat când vede o cruce de stele pe cer, nu asta e important în momentul de față, ci modul la care împăratul Constantin, fiind crescut de mama sa Elena, care era o distinsă doamnă, nu din speță împărătească, ci mai mult o doamnă din lumea bună și intelectuală a vremii, ea este repudiată cumva de la speța împărătească, se retrage undeva și își crește copilul pe care îl va înfia ca prunc de bază un unchi al său care îl învață meșteșugul armelor, și îl învață un tribun puternic și îl bagă în Senatul Roman și apoi este ales în trei provincii diferite, Liciniu, Maxențiu și Constantin, apoi el îi învinge pe cei doi, face un singur imperiu și în cele din urmă mută capitala la Constantinopol. De ce am vrut să vă spun acest lucru? Pentru că noi peste o zi sau două zi, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, vom sărbători pe Sfinții Împărați Constantin și mama sa Elena. Ei sunt în Biserica Ortodoxă două modele absolute de mamă vrednică și creștină în sensul autentic, nu pentru mătănii și închinăciuni, deci să nu confundăm ascetismul, mistica, viața patericală, viața monahală, viața creștină autentică, viața în Hristos, la înălțimea la care o cerem noi, persoanelor de rând sau evlavioase, care se nevoiesc în viața duhovnicească. Ci vorbim de o împărăteasă care îi spune fiului său, atunci când are loc sinodul unui ecumenic, următoarea chestiune. Nu te mai lua după povești. Cei care au credința adevărată, spune Scriptura, pot face minuni. Cei ce vor face minuni, aceea e credința cea adevărată. Și minunea a fost din partea Sfântului Spiridon, dacă vă aduceți aminte, cu cărămida, când a explicat el simplu ca un om obișnuit, și a spus așa, domnule, așa văd treimea, cum e cărămida asta? Are în ea apă, foc și pământ? Uite, dacă o strâng, apa s-a dus în jos, focul în sus, pământul a rămas în mână. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, adică întreirea feților. Și cu asta a explicat dogma treimii fără povești. Împăratul Constantin, fiind crescut într-un mod vertical și demn, pricepe acea minune care îi se arată cu crucea, își înseamnă toate instrumentele de luptă, harnașamente, steaguri, lăncii, de astea cum se cheamă, zale și tot ce avea cu semnul crucii și îl învinge la podul vulturului și pe Maxențiu și pe Liciniu și face un singur imperiu. N-are încredere în imperiul de la Roma
și mută capitala la Constantinopol, Bizantia sau Istanbulul de astăzi. De ce v-am amintit acest lucru despre acest împărat? Nu se oprește aici. Pe lângă faptul că dă libertatea creștinismului, retrocedează o parte din hoțiile făcute de predecesori care confiscau tot, așa cum au făcut, de exemplu, și comuniștii în 44, au naționalizat tot și a intrat în fondul statului, le dă înapoi toate care erau acelor pe care i-au prigonit sau i-au chinuit, îi eliberează pe toți din temniță, oprește masacrele asupra creștinilor și declară religia creștină religie oficială de stat. Pe de o parte avantajos, pe de o parte dezavantajos. Avantajos prin faptul că biserica avea dreptul de exprimare și de existență, dezavantajos pentru că și în biserică erau tot felul de oameni, unii mai buni sau unii mai răi, și încet, încet începe întreaga luptă cu ereziile. Necmatomahie, arianism, nestorianism, iconoclasm și toate celelalte care vin de-a lungul istoriei până la cele șapte sinoade, până se stabilește definitiv dogma desăvârșită a bisericii. Dar biserica este cea întemeiată de Hristos, al cărei și cap este la crucea de la Golgota. Împăratul Constantin este doar instrumentul prin care biserica iese din catacombele Romei la suprafață, repet, la suprafață, și are dreptul la edificii oficiale, așa cum o vedem și astăzi, cu crucea și cu acoperișul în formă bazilicală, sau cum sunt acum Mara Mureșan, brâncovenesc, moldovenesc și toate stilurile posibile și toate care sunt în arhitectură. Și are în mod oficial dreptul de a funcționa liber, cultul liber în societate, fără constrângeri sau restrângeri. Nu înseamnă că de la împăratul Constantin nu au mai fost prigoane. Pe ale locuri, prigoanele au continuat pentru că în alte regiuni erau altfel de demnitari care la rândul lor făceau altfel de nedreptăți sau în continuare persecutau. Persecutorii s-au încheiat târziu de tot, deci după Sinodul 8, când n-a mai existat nici iconoclas, când n-a mai existat nici nestorieni, nici arieni, nici monofiziți, nici monoteliți și așa mai departe. Împăratul Constantin este modelul absolut pentru că nu se lasă convins doar de faptul că a câștigat un război. 1. Merge la locurile sfinte și caută toate locurile și vestigiile unde a făcut Hristos minuni și împreună cu mama sa iau bani mulți din împărăție și zidesc biserici creștine peste toate locurile unde s-a făcut minuni. Când noi mergem la Ierusalim și vizităm, de exemplu, vizităm locuri unde împăratul Constantin a zidit biserica și a lăsat minunea ca atare. Dacă vă aduceți aminte unde a fost minunea de la Cana Galilei, ați văzut că acolo sunt două biserici, una lângă alta. Este biserica bizantină a grecilor, care au figuri și imprese pe ei, iar peste drum, o doar o poartă de sparte, este biserica catolică, unde este și vasul original de la Cana Galilei, cel îmbrăcat în sticlă, și unde se văd ruinile imense ale bisericii zidită de Constantin cel Mare. Că domeniul a picat sub stăpânirea romano-catolică, asta nu înseamnă că a schimbat cu ceva valoarea locurilor sfinte. Cine a avut grijă și a îngrijit, ăla răspunde de locul respectiv. În timpul cruciadelor s-au făcut mici ducate sau regate și fiecare s-a dus în Ierusalim nu ca să apere credința, ci ca să se îmbogățească și să se împroprietărească. Deși Ierusalimul a trecut propriu-zis prin 6 invazii generale și 500 de asedii. Deci vă dați seama că nivelul de călcare al Ierusalimului este la 18 metri sub pământ față de ceea ce călcăm noi azi cu piciorul. Deci, închipuiți-vă că vă coborâți ca într-o fântână cu 18 metri în jos. Acolo este pământul original pe care l-a călcat Iisus cu talpa. Restul sunt săpături arheologice și care ați mai fost, de exemplu, pe drumul
care ați fost pe drumul crucii, Via Dolorosa, ați văzut că la stația 4, unde e Iisus cu crucea în spate și femeile mirosițe în întâmpină și Iisus se poticnește, vedem niște lespezi mari, îngrădite, scoase, de la 8 metri de sub pământ, pe care au călcat caii romani și a călcat Hristos cu picioarele când a fost dus la răstignire. Acolo au fost găsite în momentul săpăturilor arheologice. Deci Ierusalim a fost dărâmat, zidit. Deci singurul lucru original pe care îl găsim în Ierusalim este mormântul învierii, biserica din mijloc, aceea mică, unde intrăm și ne închinăm la mormântul Domnului. Tot ce vedeți, biserica aia mare bizantină, făcută de împăratul Constantin, este făcută pe o capiște idolească din timpul lui Hadrianus, care a șters toate locurile de închinare din Ierusalim și a și schimbat numele Ierusalimului în Agia Capitolina, nu i-a mai lăsat numele de Ierusalim. După aceea, când mergem la Biserica Nașterii, la Betleem, acolo găsim tot biserica originală din timpul lui Constantin, pentru că acolo perșii n-au dărâmat când au fost marile invazii, văzându-i pe magi îmbrăcați în haine persane, i-au zis, asta trebuie să fie ceva din neamurile noastre, lasă-le așa, și a scăpat biserica nedistrusă. Și o altă biserică originală din timpul împăratului Constantin, care s-a păstrat până în zilele noastre, este Biserica Sfintei Caterina din Sinai, care are zapis cu sângele lui Mahomed scris, ca nimeni să nu o poată distruge și să o batjocorească. Și este întreagă și până astăzi, așa cum o vedem azi. În restul, multe vestigii din Ierusalim sunt trecute, dacă mergem și pe Tabor, noi când ne închinăm la schimbarea la față, ne închinăm la Biserica Românească, acolo pe Tabor, și vine norul luminos, se face slujbă la Biserica Ortodoxă, dar ruinele împăratului Constantin sunt mult mai încolo, imediat la vreo 100 de metri, niște imense ziduri, de-abia mergi pe ele cu carul, și este un fel de locaș benedictin, sau tot așa ceva, de sorginte romano-catolică, unde se păstrează locul și talpa unde a călcat Hristos când s-a schimbat la față. Aceste lucruri stau ca mărturie, sunt peste 36 de biserici creștine, zidite de împărăteasa Elena și de împăratul Constantin, de aceea ei au rămas în istoria creștinismului ca mari apărători ai dreptei credințe, nu ființatori ai creștinismului. Creștinismul l-a întemeiat Hristos prin moartea, crucea și învierea sa. De ce v-am amintit lucrul acesta? Și noi avem împărați creștini pe care îi cinstim, avem pe martirul Brâncoveanu, avem pe Ștefan cel Mare, voivodul, avem pe Mihai Viteazu, avem pe Mircea cel Bătrân și toți voivozii creștini, Matei Basarab, care au lăsat pe întregul cuprins românesc locașuri sfinte și mărturii ale dreptei credințe. De aceea, împăratul Constantin este considerat modelul absolut de împărat și demnitar, iubitor de Dumnezeu, și este trecut între cei sfinți, pentru că Sfântul Paisie cel Mare a văzut odată o lumină strălucitoare și a zis, ești înger, ești Dumnezeu, ce te-a arătat? Nu, sunt împăratul Constantin. Uite de ce slavă m-am învrednicit de la Dumnezeu pentru binele făcut bisericii. Și Sfântul Paisie a spus, dacă tu strălucești așa, acolo unde ești, cum e mai încolo? Și împăratul Constantin îi răspunde doar atât. Nici nu știi ce slavă vă așteaptă pe voi monahii care slujiți Dumnezeu dacă vă mântuiți. Strălucirea este mai mare de două, trei ori decât strălucirea mea, care am fost om pământesc și am avut slugi și dregători și oameni care s-au închinat și m-au ascultat și am dat porunci sau am făcut cele pentru Dumnezeu. Iar cel care s-a ocupat sau a scris sau a pus la punct viața împăratului Constantin este istoricul Eusebiu de Cezarea, care a lăsat vreo 10 volume legate de istorie bisericească, printre care, trăind la curtea împăratului Constantin, cum ar fi Grigore Ureche, cum ar fi Ion Neculce, cum ar fi Miron Costin și scriu despre Moldova,
așa a scris acest Eusebiu de Cezarea despre împăratul Constantin și împărăteasa Irena, pentru că împărăteasa Irena a fost cea care personal s-a ocupat și a supravegheat în calitate de împărăteasă toate șantierele Țării Sfinte și toate bisericile care s-au zidit pe locul unde Dumnezeu a făcut minuni. La Capernaum, la Casa lui Petru, la Pescuirea Minunată, la Muntele Fericirilor, la Tabor, la Eleon, la Înălțare, peste tot. Acolo la Înălțare astăzi este o moschee făcută chiar din pietre bisericii împăratului Constantin, dar se mai păstrează o parte din ziduri. Și v-am amintit despre acest împărat, pentru că sâmbătă va fi pomenit și unii veți fi aici sau unii nu veți fi aici, depinde fiecare unde îl prinde vremea. Dar este bine ca să știți că istoria are nevoie de mărturii concrete care stau la baza existenței creștinismului și nu la baza fondării lui. La baza fondării lui stă întruparea, nașterea, activitatea mesianică, răstignirea lui Iisus, moartea lui Hristos, învierea lui Hristos, înălțarea lui Hristos la cer și respectiv pogorârea Duhului Sfânt. Când biserica, în cuptorul cincizecimii, se botează și se odihnește în Duhul Sfânt odată pentru totdeauna, așa cum rostim astăzi în crezul ortodox. Și ca să nu vă plictisesc, închei cu o istorioară simplă, că e cea mai ușoară de ținut minte. Era un pusnic în pustie. Pusnicii ăștia, când n-au treabă, fac câte o minune. Sau fac câte ceva așa, ca să te miri tu de ei. Și s-a gândit el așa, pusnicul. Oare poate cineva să mă întreacă în nevoință pe mine? Vedeți, noi avem așa stilul ăsta, locul 1, locul 2, locul 3, concurențialul ăsta. Dacă vă uitați chiar și pe copiii noștri, învățăm, tu trebuie să fii primul, tu trebuie să fii cel mai bun. Nu, noi avem nevoie de spirit de echipă. Tocmai acest individualism i-a făcut pe oameni să nu mai fie uniți, să nu mai gândească la fel, să nu trăiască la fel, să nu cugete la fel. Ce interesant ar fi dacă o întreagă clasă ar lua premiul. Ce, nu sunt cărți pentru premiu? Ce interesant ar fi dacă o clasă întreagă ar lua premiul 2? Ce interesant ar fi dacă o clasă întreagă ar lua premiul 3? De ce? Ca să se vadă unitatea și colectivitatea muncii și nu dezbinarea individuală în care cel care este pe locul 1 îi crede inferior pe ceilalți de sub el. Noi în Scriptură găsim scris așa, toți trebuie să fie una. Eu vreau ca toți să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. De ce? Pentru că Iisus Hristos a folosit această expresie. În casa Tatălui meu multe locașuri sunt. Este loc pentru toată lumea. Și cum se gândea el călugărașul, cine ar putea să-l întreacă în nevoință, aude odată un glas. Să cobor de dimineață în cetatea la Alexandria și ai să vezi o femeie cu o sarcină de lemne în spate care te-a trecut de mult. S-a gândit că lucrul în sus și în jos o fi ispitire de la diavol și îngerul a insistat, du-te, cercetează, află și nu mai insista. Și a luat trestuța în spate, a coborât în cetatea Alexandriei din pustie, s-a pus la zidul cetății și când începea forfota în cetate și toată lumea se ducea în toate treburile ei, o vede și pe bătrâna cu sarcina de lemne în spate. Și îi spune, bună ziua dumitale, bună să-ți fie, părinte, inima, după cum ții și căutătura. Știi că zice, fața omului spune multe, ochii spun multe, vorba spune multe, chipul spune multe, haina spune multe, omul se cunoaște după fapte ca pomul după roade. Zice, cu ce placi tu lui Dumnezeu? Cine eu să plac lui Dumnezeu? Dar de ce să plac eu lui Dumnezeu? Cine-s eu în cetatea asta ca să plac lui Dumnezeu? Dumnezeu are aleșii lui. Dumnezeu îi știe pe cei drepți.
Dumnezeu îi știe pe cei buni. Dumnezeu îi știe pe cei smeriți. De ce mă întreb tocmai pe mine? Cine sunt eu ca să-mi pui asemenea întrebare? Eu cred că tu plași cu ceva lui Dumnezeu. Nu am de știre de așa ceva. Păi zice, de unde vii? Din marginea cetății, după o sarsana de lemne, ca să pot să-mi fac focul, să-mi fac mâncare. Și pe unde ai trecut? Prin cetate. Și oamenii ce fac? N-am văzut oameni. Cum adică n-ai văzut oameni? Nu. Am văzut numai copaci. Cum adică numai copaci? Mi-am mers cu capul în jos și crengile de la sarcina mea erau înaintea picioarelor mele. Păi zice, și tu cum trăiești? Cum te hrănești? Mă hrănesc cum dă Dumnezeu? Beau apă cum dă Dumnezeu? Dorm cum dă Dumnezeu? Muncesc cum dă Dumnezeu? Pentru că sunt într-o trecere. Viața noastră e o călătorie. Cum adică viața dumitale e o călătorie? Așa bine. Ne-am trezit de dimineață în leagăn și de seară suntem la mormânt. N-avem aici cetate stădătoare. Cine vrea să placă împăratului, nu se ocupă de lucruri lumești, ci se ocupă de drecărtoria oastei. Tu, părinte, pentru ce te-ai dus în pustie? Păi ca să mă rog, să-mi mântuiesc sufletul. Și sufletul tău are nevoie de deșertăciunea lumii sau de liniștea lui Dumnezeu? Păi de drept ar trebui să aibă nevoie de liniștea lui Dumnezeu. Atunci caut-o acolo în adâncul pustiei, în adâncul rugăciunilor tale. Dar tu când te rogi, cum te rogi, o întreabă pe bătrână? Eu nu știu să mă rog. Eu când mă rog, îl rog pe Dumnezeu să-mi vorbească despre El și mă minunez cât e de adânc, cât e de înalt, cât e de puternic, cât e de frumos, cât e de bun, cât e de milostiv, cât e de drept. Și în felul acesta tot timpul stau cu mintea în cer, nu pe vremea pe pământ. Lasă-mă, te rog, că acum am treabă. Și-a dat călugărul seama că nu adâncul pustiei este cel ce îți dă starea lăuntrică, pustia sufletului tău e cea mai adâncă pustie, nu smerenia cultivată și gheboasă pe care o cultivăm și noi adeseori. Ați văzut, unele doamne, poate exagerând în ținuta prea smerită sau prea ponosită sau prea jerpelită sau prea modestă, ci în inima înfrântă și smerită pe care Dumnezeu nu va urgisi. Smerenia este coroana de pietre scumpe a Dumnezeirii. Rugăciunea trece pe la tronul lui Dumnezeu, milostenia trece pe la picioarele lui Dumnezeu, iar smerenia este însăși coroana Dumnezeirii. Smeritu m-am și m-am mântuit. Amin.